Prieteni, bună ziua la dumneavoastră. Uite, mai filmăm și noi acum, nici nu știu pe ce canal puse azi dimineață. Vedem. Și filmăm și noi, vrem să vă spunem. Dă-mi că te vine. Hai, hai, vorbește ulea pe grobul nostru. Unde? Spune unde ești cu tati. Vorbește și tu, unde are gura. Unde ești cu tati? Nu mai spun nimic la tati. Suntem cu ursul și cu copiii, prieteni. Suntem aici să facem sigurările la mașină, să plătim. Patroana mai... Cu Leonardo patroana suntem. Patroana mă tare în filmare. Și suntem patroana și cu Alex și prieteni. Am fost șef la bucătar, acolo am dus mâncare. Lui bucătar, lui Cutunița, că zice că nu le bag în seamă, dar ei vorbesc urât și de noi, și de ursul, și de toți. Nu trebuie să vorbesc urât. Și cum nată mea, mie îmi pare rău de ea și ea vorbește de Alin, de noi. Păi nu-i frumos așa ceva, ce suntem noi de vină? Înțelegeți, prieteni? Și am fost la Cutunița și eu acolo, în dușor, bă, cu mâncare lui bucătarul. Am stat și eu cu 10 minute și am venit. Le-am spus, n-am participat la mormântare din cauza lui Măgaru, că e toată viața mea, nu vreau să-l mai văd pe Măgaru în voce. Eu nu mai suport să văd pe Măgaru în voce. Și n-avea rost să mă duc și eu acolo. Și așa am fost la București, că m-au ubit la copilul meu și nu puteam să las treburile mele. Înțelegeți, prieteni? Am avut vizită la Leu și din cauza asta nici n-am stat acasă. Ia vezi, Italia, să uite cum s-a strânsă, deci. Nu, n-are nimic, când filmează. Și prieteni, Leonardo face curățenie, uite, șterge mașina. Anca e la Severin, la mamă, să la spital, să dusă, dusă mâncare, făcut ciorbiță și ea. Că așa e un părinte, trebuie să ai grijă de el. Să aibă grijă și ea de mamă sa. I dusă mâncare, frate sau sâcul, s-a dusă cu ea. Nu știu dacă s-a dusă frate sau... Că dacă nu o ducea la spital, eu am spus sâcă, putea să moară și mioara. Orice om, du-l din timp la spital, așa, fetele lui Jianu, sunt bune acu de gură. Trebuia să-l ducă la spital, să-l internează, să nu facă infarct. N-au prieten cine să-l ducă, dar bun de gură cu fetele, să vorbească. Și la spital nu l-a dus niciuna. Dacă îl ducea prieten din timp, nu făcea atâta. Două infarcturi, unul după altul. Și așa e. Trebuia să-l ducă la spital, la un imediat, a spus doctorii. Că dacă îl ducea, nu ajunge așa. Înțelegeți? Acum treaba s-a terminat, n-are rost să mai vorbească, să facă scandal, să facă belele. Că vezi, din cauza belelelor a murit Ian cu Jeanu. Prieteni, nu mai avem nicio familie, a murit patron, a murit Gianu, a murit fratele lui patroana, adică unchiul, mituș. A murit ăsta, tata lui patronul, lui străbunică mi-o. Ăsta, străbunică mi-o altul, adică străbunică mi-o, tata lui patron. Și nu mai avem nicio familie. După aia, peste, când o să ajungă patrona mai bătrână, o să vedeți cum să facă filmare, cum se duce și patrona. Nu mai zi așa de mine. Păi dacă nu s-a, când o să mai îmbătrânești mult. Nu mă duc eu, mamă, eu nu mor acum, mă iubește Dumnezeu. Ca să vă cresc mari, ca să vă cresc, am grijă de voi, da? Păi da, da. Da? Uitați, prieteni, spăl ceamurile la mașină. Face curățenie, prieteni, uite. Leonardo, Alex, e cu noi. Aștept pe tasă, vă iubesc pe tasă amândoi. O să se ducă să plimbă cu tasă prin oraș. Are bani copiii mei. Aveți bani? Da. Da, le dă tasă bani. Voi ați făcut filmare, Alex? Nu am făcut azi. Tata v-a făcut? Da. Astăzi? Da. Bravo, să pași și tu. Și așa e, prieteni. Și peste 2-3 zile mă duc chiar la București. Stau și în Stăhaia. Cu copiii mai mă prind, mă duc și în București. Nu mai stau pe un loc. Uite-l, vine și ursul. Gata, ursule? Gata. Gata, plecăm?
Ce a făcut? Hai. Cine? Leonardo atât a vorbit pe filmare, ursule. Plătit asigurarea, tati. Păi și gata, ai făcut-o? Nu, tati, i-am trimis banii lui Alin să plătească el. Auzi și ursule ce a spus Leonardo, că a murit tot, a murit prate meu, a murit bunicul său, a murit tot, a murit Ian Guilian, a murit tot. El spuse de tot, săracu, uite-l, șterge mașină. Uite ce actor avem, șterge mașină. Avem un actor care joacă în teatru. Cine joacă? Leonardo? Da. Principalul Leonardo. N-ai ce mai căuta la Bogotarul și la Cotunița, da? Spun în direct să audă toată lumea. Da. Că a vorbit de tine. Ce erai tu de vină? Uitați! Penny, tu spune-și tu două vorbe. Ai te duci acolo? Nu. De ce nu te mai duci? Te-a brăstămat. Ai auzit că te-a brăstămat Cotunița? De ce mai spui? Hai? De ce nu mai brăstămat? Din mamă ta, ce ești tu de vină? Hai, spune că nu te mai duci la ea. Spune că nu te mai duci la ea. Leonardo, spune că nu te mai duci la ea. Poliția. Poliția. Ce treabă avem noi, Gheorghe? Te zic să de minute. Păi nu plec cu tine în față, nu plec. Nu plec. Să facem... Asta se făcea înainte de Pârnaves. La Pârnaves am văzut oameni care s-au dus la Pârnaves conducere fără permis și de-astea. Păi ce, mă bag în spate? Da. Nu. În spate, mamă, că e amendă, tati. Ce vrei, băiatul meu, aici stăm. Lasă să... Unde bea și eu un suc, ursule? Nu știu, patronul. Dă-i acolo un oraș să bea și eu un suc. Aici e cel mai scump. Hai să bea și copiii un suc. Dă-i drumul, că eu filmez, n-are rost. Nu plec cu ăsta aici niciodată. Hai, hai în spate, bă, să mergem să bem un suc. Leonardo? Păi eu cum spăl ăsta? Hai că spăl la urmă. Hai să ajungem să bem suc. Hai că ne ducem la copetărie acolo. Leonardo? N-are tati niciodată. Bă, n-are treabă cu tine, treci în spate. Bă, dar de ce te-ai pus în față dacă știi care treabă cu tine? Dar n-are treabă cu tine. Așa, treci în spate, hai. Vezi că cădele de sus. Dacă ești copil cu minte, n-are treabă, ce cădă? Ăla de sus, că nu-mi dau. Și să mă filmez și eu, poate. Prieteni, uite, prieteni cum arăt. Tati, ne îmbrăcăm ca niște copii. Înțelegeți, prieteni? Acum. Și... Acum, tati. Așa da? E, prieteni. Așa e. Acum și acum îmbrăcăm, să-mi filmești pe Leonardo. Da, tati. Acum, tati, da. Mamă, dar ce căldură în mașină. Vreau să bag și eu niște gaze. Benzină, de ce nu bagi? Nu știu. Păi nu merge. Ai benzină? Nu. Bagă de 200 de mii. Dar să băgă să fac curând, dau. De că pleacă ăla. Nu vrei să mergem la pecul al tău? Duci, hai. Și bem un suc acolo. Da, hai. Să nu mai stăm în țigănie. Duce, dar nu-i terasa acolo, nu știu dacă... Nu-i terasa acolo. Am terasa, pară. Am terasa, pătrană. Hai, duce la pecul. Tati, hai să-mi iau șaurma de aici. Cum de-i, tati, șaurma străgă, e nebunit? Hai că nu ți-a dat eu. Nu, e tati. Hai, taticule, că mănânci acolo la pecul meu, unde... A muncit patronul pecul meu, să-l vedeți, prieteni. În capătul Străhăiei, acolo era pecul meu, care am muncit la țământul, am pus oameni, am lucrat. Și mă, pe urmă am făcut prostie, prieten, că l-am vândut. Că nu trebuia să-l vând. Habar, avem niște pești acasă, îți place ursul, îți place ramură de pești? Nu, patroană, nu. Îți place pești? Nu îmi place pește, patroană. Dacă în 30 de ani nu știi că îmi place pește... Știu că nu mănânc, cum nu mânca. Și 30 de ani mă mai întrebi eu cum nu mânca bunicul tău. Va da Dumnezeu să fie bine într-o zi, să facem și noi un grătar la iarbă verde. Când va fi căldură, când va fi și noi mai bine, luăm un mel, o rogoaie și mergem și facem grătar. Eu nu mănânc niciun viața mea pește. Și tu ce mănânci, bă? Eu mănânc... Cât ai mâncat pește? Bă, da, ce mănânci? Când eram mic, când îmi plăcea. Nu m-am mâncat. Uite, ce-i parcul vostru care venea în voi, Leonardo? Unde mergem? La sora voastră, Albina, n-am mai dat pe la voi. Stai, aici era frizerie?
mergem ales la pecul meu ăla în capăt, unde l-am vândut. Da, aici. Și-am mâncat banii și-am rămas fără pecul. L-ai vândut, tati, dar lașa ora. Prietenii am făcut postie că l-am vândut. N-avea cine să aibă grijă de el. Nororile n-avea treaba aia. Eu nu mai puteam că eram bătrână. Da. Tata? Îl sunt? Nu, tata. N-avea grijă. Tata nu era acasă. Era la București. Nu era, na, atunci era acasă. Era... Aveam tot așa încurcături. Dosarele și de căți. Era la Pârnave. Nu, nu, nu era. Când am vândut stația, am avut în casă greutăți și l-am vândut. Și era mic când ai văzut. Da. Da. Era mic sau așa? Era, tati, era în burtă la Pârnave. V-ai văzut, ursule, ce conduce Pamela? Care Pamela patroană, ca să stau eu iar 5 ore să editez vlog. Hai, nu mai vorbesc, gata. Uite aici, asta, femeia asta are grădină, are roșii, are alea, ceapă. Îmi iau ceapă verde de la ea. Băiatul, îmi fac salată de ceapă, cea mai bună, ursule. Salată de ceapă și cu oță de mere. Uite, de unde găsim doar un Severin? Doar un Severin găsim ăsta. Ce găsești în Severin? Doar ăsta, ulei de mere. Oță de mere? Ascultă-mă, Leonardo, oță de mere să mănânci salată de ceapă. Salată de ceapă cu oță de mere străbești. Nu mai ești gras așa. Păi da, dar doar în Severin găsești. Ai, în Severin. Și unde găsim aici o străhăia? Găsim o străhăia, căutăm și mâncăm cu carne, salată de ceapă cu oță de mere. Bine, și atunci mai străbim. Nu mai suntem grași așa. Și ne face și poftă de mâncare, oțetul de mere și ceapa, salata. Înțelegi? Și să vadă și prietenii mei, pecul meu unde am muncit, eu și cu patronul de meșa ochi. Și păr m-am făcut... N-ai voie să filmez în benzinărie? Hai? N-ai voie să filmez în benzinărie? Păi nu filmez în pecul, filmez când mă intrăm. Ca să vadă și... Alin actele. Hai? Alin mi-a trimis actele. Da? Da. Și unde trebuie să le scoți? Niciunde. Da? Acum e pe telefoane, patroană, nu mai e... Da. Și uitați, prieteni, ăsta-i pecul aici unde am muncit toată viața mea, eu cu patronul. Și până m-am făcut prostie, că l-am vândut. Că am zis să aibă copilaș. Patronă, copia? O, ușor, ursule, să filmez. Uitați, prieteni. Uitați câtă gar, câtă rea, prieteni. Câtă frunză, câtă ea. Și uitați, prieteni, făcut de mine și de patron. Uitați. Înțelegi, prieteni? Toate ronturile, tot ăștia. Toate făcute de mine, de patron, uite. Și acolo? Pomișori, rontul din față ăsta. Toată clădirea, înțelegi, prieteni, uite. Înțelegi, făcută de mine și de bărbatul meu, toți pomii aia prin spate. Tot ce era aici. Am făcut patronul... și n-avea cine să țină de ei. Au asigurarea, o scoate în uite. Acolo. Uite, că nu mai e voie să filmeze. Gata, opresc-o, hai. Gata, gata, hai. Ce-s-o nevoie de mâine? Prieteni, sănătate multă și o să ne mai urmăriți pe canalul Ursu, pe Alin, pe patroana și pe Leu.